Crăciun. Toți ne pregătim cu cei mai buni. Mama pregătește bunătăți. Răscolim cămara de trei nopți. Bunicuța face cozonaci din făina plină de gândaci. Și în acest decor de nedescris se aude o bătaie ca prin vis. Cioc, 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 cine este? Cioc, 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 spune acum! Cioc, 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 este Moș Crăciun. Cioc, 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 cine este? Cioc, 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 spune acum! Cioc, 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 este Moș Crăciun. Eu sunt în vacanță și sunt fericit și l-aștept pe moșul care n-a venit. Sper să fie darnic să mă ierte iar și de-acum voi fi copilul exemplar. Tata caută de zor un tirbușon să citească printre rânduri un flacon. Și acest decor de nedescris se aude o bătaie ca prin vis. Cioc, 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 cine este? Cioc, 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 spune acum! Cioc, 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 este Moș Crăciun. Cioc, 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 cine este? Cioc, 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 spune acum! Cioc, 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 este Moș Crăciun. În ajunul zilei de Crăciun toți ne pregătim cu cei mai buni. Mama pregătește bunătăți. Răscolind cămara de trei nopți. Bunicuța face cozonaci din făina plină de gândaci. Și în acest decor de nedescris se aude o bătaie ca prin vis. Cioc, 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 cine este? Cioc, 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 spune acum! Cioc, 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 este Moș Crăciun. Cioc, 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 cine este? Cioc, 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 spune acum! Cioc, 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 este Moș Crăciun. Cioc, 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 este Moș Crăciun. Bună seara, gazdă bună! Bună seara, oaspeți dragi! Bună seara tuturor! Pentru că suntem în zile din ajunul Crăciunului, am venit să vă colindăm împreună cu invitații lui Dan Constantinescu și ai mei, cu Ana Maria Nicoară, cu Melaz, cu Iulia Caraiman, cu Vlad Postolea și colindătorii ansamblului Poarta Dorului condus de Ionela Bran. Și cu Dani, să-i aplaudăm pe toți! Colindătorii dumneavoastră din această seară, mulțumesc foarte mult, veți putea să aplaudați pe măsură ce atmosfera se va încălzi și sunt convins că se va încălzi atmosfera în acest frumos decor cu o iarnă care întârzie puțin, dar asta e, o să vină de undeva și iarna, o aduce Moș Crăciun, cum zicea Dan Constantinescu. Colindătorii dumneavoastră din această seară vor cânta în stil tradițional, dar și în stiluri muzicale contemporane preferate de dumneavoastră, de la folk, pop, jazz, acustic, popular și altele. Colinde și cântece de iarnă. De fapt, este vorba de cel mai frumos colind pe care vi-l aducem în dar. Iată și acest stil original, decorat în maniera anilor 39 de pasionatul Loții Fabian, în vechea coroană de altădată a Brașovului. Să aplaudăm pentru gazda noastră bună! Aplaudăm pentru gazde, să aplaudăm și pentru colindători și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne asculte ruga și să ningă de Crăciun. Dan Constantinescu în continuare va cânta o piesă a mea și a lui. Tu doar ai scris versurile, nu te mai văita atât. Un puiuț de colinduț. Da. Uite cine poate să scrie un puiuț de colinduț. Un puiuț de colinduț. Am crezut că a scris un copil ceva, dar cine a scris? Nepotul. Versuri de Ion Mânzală,
compoziția muzicală Dan Constantinescu. Te rog. Constantinescu, un om care a dat Bucureștiul pe satul Peștera. Așa e, maestre? Sunt mândru că sunt țăran. A devenit țăran, deci din bucureștean a devenit țăran, iată că se poate și invers. Știu foarte mulți țărani care au devenit bucureșteni. Am și eu o replică, Dane, să știi că am scris un scurtuț colinduț, în completare la colinduțul tău, înainte să îi ascultăm pe colindătorii ansamblului Poarta Dorului. Cerul sus, pământul jos, astăzi s-a născut Hristos. Maica jos și Tatăl sus, astăzi s-a născut Iisus. Bucură-se Maica sa că se naște dragostea cu lumină dintr-o stea. Bucură-se Tatăl său că se naște Fiul său, Fiul de om și Dumnezeu. Bucură-se lumea toată de lumina înviată prin fecioară de la tată, prin măicuță ne-a fost dată, prin măicuță și pruncuț să se aștearnă în colinduț, lumii să-i fie drumuț. Mulțumesc că eu sunt mai emotiv așa. Dar nu putea să lipsească cuvântul colinduț, normal. Colinduț. Vedeți, din această sală sunt singurul care am dreptul să port pălărie și o port cu mare mândrie. Cred că se potrivește cu decorul. Vă spuneam despre stilul tradițional. Vom putea să-i urmărim pe colindătorii ansamblului Poarta Dorului, niște mândri feciorași, stai că stau eu aici, niște mândri feciorași și niște mândre feciorițe. Dacă avem ceva... ce aparține trecutului, am reușit să îl aducem până în prezent și prin costume și prin obiceiurile de altă dată,
în prag de sărbători de iarnă. Acești colindători care nu încap în această scenă. Sper să vă lumineze sufletul și să vă bucure în ajun de sărbători cu frumoasele noastre colinde tradiționale. Hai, hai! Aveți și oi? Acasă au și oi. Uite, acum a spus blana bietei oi, a spus-o pe voi și n-are lupul ce mânca. Puteți să începeți, da? Vă rog să-i ascultați pe colindătorii ansamblului Poarta Dorului, formație condusă de Ionel Abran. Nicio sărbătoare lume, nicio sărbătoare lume, nu are așa frumos nume, nu are așa frumos nume, ca nașterea lui Hristos, ca nașterea lui Hristos. În Miflaie mult frumos, în Miflaie mult frumos, și când s-a născut Hristos, și când s-a născut Hristos, Irod a fost mânios, Irod a fost mânios, și-a dat o poruncă în țară, și-a dat o poruncă în țară, pe toți pruncii să-i omoară, pe toți pruncii să-i omoară. De la doi ani mai în jos, de la doi ani mai în jos, să-l omoare pe Hristos, să-l omoare pe Hristos. De la doi ani mai în sus, de la doi ani mai în sus, să-l omoare pe Iisus, să-l omoare pe Iisus. Mamele plângeau pe uliți, mamele plângeau pe uliți, prunci se zbăteau în suliți, prunci se zbăteau în suliți. Mamele se tânguiau, mamele se tânguiau, prunci în suliți se zbăteau, prunci în suliți se zbăteau. 14.000 de prunci, 14.000 de prunci au fost omorâți atunci, au fost omorâți atunci. Dar Iisus a fost păzit, dar Iisus a fost păzit, Tatăl Sfânt l-a ocrotit, Tatăl Sfânt l-a ocrotit. Așa s-a născut Hristos, așa s-a născut Hristos, în Miflaie mult frumos, în Miflaie mult frumos. Excepțional, excepțional. Piesa se numește Nicio sărbătoare în lume. Urmează o altă piesă. Din ce zonă e culeasă? Din ce zonă? Din ce zonă? Țara Branului? Deci din Țara Branului. Mă primiți și pe mine, baci, că uite, fac și eu rost de o sarică din asta. Sarică îi spune? Bundă? Bundă. Îmi fac rost de o bundă, las pălăria, dau cămașa roșie și mă fac cioban. Deci dacă mă primiți, candidez pentru postul de baci. Vor cânta tot pentru dumneavoastră în această seară. Numai Tu, Doamne, vei ști. Să-i ascultăm. Numai Tu, Doamne, vei ști, Domnului Domn, când vii sfârșitul lumii, Domnului Domn, când vii s-a vor îngerii, Domnului Domn, când vii s-a vor îngerii, Domnului Domn, când patru colțuri de lume, Domnului Domn, vii și morții să se adune, Domnului Domn, să se adune toți odată, Domnului Domn, la ziua de judecată, Domnului Domn, judecată-i lucru sfânt, Domnului Domn, și aici și împărații plâng, Domnului Domn, la secundea raiului, Domnului Domn, ca și firul părului, Domnului Domn, ca firul creierului,
Să-i aplaudăm și să le mulțumim colindător. Mai aveți? Vreți să mai cântați? Aplauze pentru colindători! Ați văzut, au spus cuvântul sau cuvintele oi la. Se duc la oi, băieții se duc la oi și fetele se duc să țeasă și să toarcă. Și uite așa păstrăm tradițiile noastre cu acești tineri extraordinari. Să-i mai aplaudăm o dată și când pășesc pe poartă, spre poarta branului. Mulțumim foarte mult, feciori și fete! Dan Constantinescu face trecerea de la tradițional la contemporan cu două piese, Tot ce vreau de Crăciun ești tu și Să ne iubim cu iarna în buzunar. Dan Constantinescu. Muzica, versurile Dan Constantinescu pentru prima piesă, pentru cea de-a doua piesă, muzica Dan Constantinescu, versuri Ion Mânzală. Te rog, maestră. Ce vreau de Crăciun ești tu. Mulțumim, Dan. Veți asculta în premieră o piesă. Aici se cântă pentru prima dată o piesă a mea și a lui Dan Constantinescu, să ne iubim cu iarna în buzunar. Premieră, stimați
oameni buni, la Festival 39. Să ne iubim cu iarna în buzunar. Am să vă, zice, să mai zic ceva, să vă țin de vorbă până atunci. Am realizat împreună cu Dan Constantinescu mai multe spectacole în satul Peștera, în studioul lui din satul Peștera, un studio care la vară sper să reluăm activitatea. Acum e frig, este singurul loc din județul Brașov sau singura zonă unde încă este zăpadă sau a venit deja zăpada. A rămas și zăpada de anul trecut pe undeva prin niște locuri pe unde doar acei păstorei își poartă mioarele. Și a nins ceva și în această toamnă-iarnă, vară-toamnă-iarnă, zicea un personaj celebru, iarna nu-i ca vara, iată că iarna-i ca vara, iarna-i ca vara. O să facem colinde de vară, Dan Constantinescu, apropo, a făcut și colinde de vară, astă vară s-a plimbat le-am pe litoral. Lansat, le-am ia lansat doar la mare cu Moș Crăciun pe plajă. Știi foarte bine, le-am lansat la mare cu Moș Crăciun pe plajă. Moș Crăciun pe plajă, îngropat în nisip în loc de zăpadă. Hai să auzim piesa. Să ne iubim cu iarna în buzunar. Târzi coboară din poveste și floarea timpului se scutură, hai hui. Aleargă fluturi cai fără căpestre în roiuri mari de fulgi și de bistrui. Această iarnă puf de păpădie spre era noastră par un început. Pașa poartele iubirii către veșnicie, iubita mea te aștept într-un sărut. Sub floarea timpului poinar, să ne iubim cu iarna în buzunar. Sub floarea timpului poinar, să ne iubim cu iarna în buzunar. Îndrăgostiți pronjăm a vieții minge, un meteor în plasa de neant. Pieți jucători ai unui joc pe moarte, când viața noastră e decât un joc. Prin vechi nămeți împingem mai departe aceeași cluce plânsă de noroc. Floarea timpului boinar, să ne iubim cu iarna în buzunar. Sub floarea timpului boinar, să ne iubim cu iarna în buzunar. Acum de ger iubirea noastră-i norul de speranțe aprinsă între Dumnezeu și cer. Fă o să ardă agonizând târzie și să ne întâmpin cu un surâs barbar, pașa poartele iubirii către veșnicie,
să ne iubim cu iarna în buzunar. Sunt floarea timpului buinar. Să ne iubim cu iarna în buzunar. Sunt floarea timpului hoinar. Să ne iubim cu iarna în buzunar. Cu iarna în buzunar. Să ne iubim cu iarna în buzunar. Iubiți-vă cu iarna în buzunar. Sub semnul iubirii desfășurăm și acest concert. În dreapta lui Dan Constantinescu este un junior pe care o să-l iau puțin mai târziu la întrebări. Dan Constantinescu junior la clape, dar o să vorbesc cu el mai târziu. O să primești, Dani, să știi, aplauzele cuvenite ceva mai încolo, când o să fie mai nașpa. Urmează Melaz, o invităm în scenă pe Melaz. Cred că ați văzut-o și azi dimineață în emisiunea mea la televizor, cei care v-ați uitat. Melaz este orădeancă, a venit cu trenul de la Oradea azi noaptea, a călătorit toată noaptea. Dimineața a venit la emisiune, acum a venit la spectacol. Și are o voce extraordinară, dumneavoastră ați urmărit-o și în alte spectacole ale noastre, realizate în satul Peștera. Are o voce superbă, este și compozitoare, este și cantautor, deci își cântă și versurile, își cântă și piesele sale, cântă și piesele lui Dan Constantinescu. Și a venit la Festival 39 să vă aducă în felul ei Crăciunul prin muzică, printr-o voce extraordinară, printr-o muzică deosebită. Și va cânta Melaz vreo 4 piese, 1, 2, 3, 4, 4, 5, n-o să vă plictisiți. Amintiri cu tine, iubirea ca un dans, cuvinte, totul e posibil. Melaz, mai Melaz! Bună seara, bună seara tuturor! Bună seara, Brașov! Mă bucur că sunt din nou aici. Este pentru a patra oară când ajung în Brașov. Lucru pe care nu l-am realizat înainte de acest an. Să vedeți ce voce extraordinară are. Cei care n-ați avut posibilitatea să o ascultați, Mela, să știi că Brașovul te iubește și te așteaptă și anul viitor cu cântecele tale frumoase. Te rog! Să sperăm că va fi la fel de fructuos ca și acesta. Anul acesta a fost extraordinar pentru mine. A fost deosebit din punct de vedere muzical. Am cunoscut oameni extraordinari. Știu că folosesc de multe ori acest termen, dar nu găsesc altul. Prima piesă, iubirea ca un dans. Da? Alta? Amintiri cu tine, scuzați-mă, era scrisă mai jos. Trebuie să-mi pun ochelarii. Amintiri cu tine, compoziția lui Dan Constantinescu. Peste noi cu fulgi ce sunt, este seara de ajun. Nimeni nu mă știe, nu contează nici ce simt ce spun, este seara de ajun. Crăciun,
îți dorești ție. Stau și adun amintiri cu tine. M-a uitat iubirea, a rămas doar dorul și un gând bun. Este seara de ajun. Nu mai am putere nici să plâng și nici să mă adun. Este seara de ajun. Crăciun mai bun îți dorești ție. Stau și adun amintiri cu tine. Aplauze pentru Melas.